Mulțumesc, Dumnezeu, pentru oportunitatea aceasta de a avea încă un live, chiar dacă nu sunt acasă, sunt chiar departe. Dar îi mulțumesc, Dumnezeu, că și în cadrul acesta am oportunitatea de a intra live cu voi, chiar dacă poate și lumina un pic diferită și poate în spatele meu se pot mai vedea uneori anumite chestii, dar mă bucur de tehnologie că cumva șterge cât de cât ceea ce este distragere din spate. Și mă bucur de cei care sunteți cu mine pe Zoom, chiar dacă unii sunteți în călătorie, și de cei care sunteți live pe YouTube. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Mă bucur de faptul că Dumnezeu este Cel care ne iubește și îi pasă de noi și ne provoacă și ne ajută ca să creștem din toate punctele de vedere. Prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să vă dau oportunitatea, dacă sunteți careva dintre voi doritor să împărtășiți ceva sau să puneți întrebări, cei care sunteți pe YouTube, dacă vreți să scrieți în chat, aveți o posibilitate aceasta, nu doar acum, ci și pe parcurs, dacă vă vin întrebări, cei care sunteți pe Zoom de asemenea, ori să întrebați cu voce sau și cu video, sau să puneți în chat. Am avut deja o întrebare care ni s-a pus de pe cei care sunteți pe Zoom. S-a pus înainte să mergem live. Și prin harul lui Dumnezeu o să ne uităm la ea. Această întrebare apare din. Aici este textul, deci 1 Corinteni 15 cu 28. Și când toate lucrurile îi se vor supune, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce l-a supus sau i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Da? Și acum nu știu din ce punct de vedere s-a pus această întrebare sau ce anume vrea să se știe, pentru că se poate lua din mai multe direcții. Însă ce vedem aici este că Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, adică aici făcând referire la Dumnezeu Tatăl. Acum, unul dintre noi sunt cei care cred că aceasta îl face pe Fiul inferior a Dumnezeului Dumnezeu Tatăl. Însă, care este diferența între un tată și un fiu? Este diferență între ei ca și oameni? Da? Eu nu am fiu, dar am fiică. Am două fiice. Mulțumesc Domnului pentru ele. Însă, care este diferența între mine și fiicele acestea? Și diferența între faptul că, ok, bun, eu sunt bărbat, ele sunt fete, dar dacă ar fi un fiu, care ar fi diferența? Da? Deci, diferența din punct de vedere al ceea ce suntem ca oameni, nu este diferența acolo. A nevoii noastre, din punct de vedere omenesc, după Hristos, ca să ne mântuiască, acolo iarăși nu este diferență. Și din multe puncte de vedere, nu există nicio diferență. Singura diferență care există între mine și un fiu, dacă ar fi, este aceea de rang sau de rol. Să nu zic rang, că poate apare multe semne de întrebare și probleme acolo, dar diferența cea mare este în rolul pe care îl avem. Adică eu am rolul de tată, pe care Dumnezeu mi l-a dat, nu mi l-am asumat singur, și fiul are rolul de fiu. Și atunci fiul trebuie să se supună tatălui, nu pentru că eu pretind aceasta, ci pentru că pur și simplu Creatorul Dumnezeu este cel care eu pretinde fiului. Și atunci aici nu este diferență. Fiul, de asemenea, se supune, precum vedem că Isaac se supune lui Avraam în acel sacrificiu care trebuia făcut. Isaac se supune de bunăvoie și se lasă pus pe altar și chiar să fie jertfit pentru Dumnezeu. Și în felul acesta vedem o relație între tată și fiu. Nu că tatăl era mai mare, mai tare, din punct de vedere uman, nu era diferență. Amândoi erau oameni, și amândoi aveau slăbiciune, amândoi aveau nevoie de Hristos, dar din punct de vedere al rolului,
pe care îl aveau acolo, da, era o diferență pe care Dumnezeu a făcut-o. Și la fel este și între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Și acum unii zic că în Scriptură nu avem descris fraza asta, Dumnezeu Fiul. Păi ai Fiul lui Dumnezeu, care este același lucru, ca și cum spune Iisus Hristos, este Dumnezeu. Da? Și atunci, între Tată și Fiul, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, nu există diferență în ceea ce privește natura. Da? Pentru că atât Tatăl este divin, cât și Fiul este divin. Iisus Hristos chiar spune că în momentul în care El se face Fiul lui Dumnezeu, se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și atunci evreii vreau să-L omoare. Iisus Hristos spune, eu și Tatăl una suntem. Da? Și n-ai cum să fii una cu Dumnezeu Tatăl decât dacă ești una cu El. Adică ai aceleași, ca și un tată și un fiu, au aceleași, aceleași lucruri la bază, precum Biserica lui Hristos, apostolii, să zic așa, erau una, da? Și Iisus Hristos se roagă ca întreaga biserică, de-a lungul veacurilor, să fie una, precum Tatăl și Fiul sunt una. Dar noi, ca și biserică, suntem una în natura noastră de oameni, în nevoia noastră, în scopul nostru. Și ceea ce ne diferențiază însă, ca și în biserică, este rolurile pe care le avem. Nu ne diferențiază altceva. La fel este și între relația între Tatăl și Fiul, între Dumnezeu Tatăl și Fiul. Dumnezeu nu ne arată nicio diferență între Tatăl și Fiul decât aceea de rol. Însă nici Iisus Hristos nu ne spune că este o diferență. Nici în Sfânta Scriptură nu găsim niciunde, nici în Spiritul Profetic. Nu este o diferență din punct de vedere al divinității, al puterii, al cunoștinței. Acolo nu există. Al naturii de Dumnezeu, de divinitate, nu există diferență. Și unii încearcă să facă această diferență. Și acolo intrăm pe un teren sfânt. Și chiar despre asta Dumnezeu m-a provocat cumva să abordez o temă despre aceasta. Există o diferență sau nu? Pentru că sunt foarte mulți care încearcă să, fără să-și dea seama, au acceptat că este o diferență între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul la natura lor înșiși. În natură înșiși, nu doar la rol. Și în momentul în care este acolo o diferență, atunci apar niște probleme scripturistice, doctrinare, felul în care ne uităm la Iisus Hristos, felul în care El ne mântuiește, foarte mare. Și da, este important însă să rămânem la acest scris. Și în acest verset pe care l-am citit, doar ni se spune și ni se vorbește despre rolul pe care Iisus Hristos îl avea, de aceea este atât de puțin înțeles Iisus Hristos și atacat. Poziția lui a fost atacată atunci, este atacată și astăzi, tocmai din cauza că Fiul se supune lui Dumnezeu, tocmai de aceea foarte mulți încearcă să-i scadă divinitatea, să-i scadă din natura sa, puterea sa și așa mai departe, însă Iisus Hristos a spus, cine mă primește pe mine, a și primit pe Tatăl. Cine nu îl primește pe Iisus Hristos, exact așa cum Tatăl este, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, acela respinge și pe Tatăl. Da? Și aici este foarte important ca să ne dăm seama că cine a văzut pe Fiul, a văzut pe Tatăl. Pentru că Iisus Hristos este pur și simplu plinătatea Dumnezeirii. Și nu este diferență între Dumnezeu, Tatăl și Fiul din punct de vedere al naturii sale, a Dumnezeirii. Acolo nu este diferență. În rol, da. Și aceasta avem peste tot în Scriptură și este foarte important de înțeles acest lucru. Ok, nu mai sunt alte întrebări, așa că voi merge mai departe. Dar dacă este cineva care are întrebări, din nou vreau să menționez aceasta. Vă rog să interveniți, orice de pe Zoom, orice de pe YouTube, să interveniți cu întrebări sau înscris sau altfel. Însă tocmai despre acest lucru am avut și tema aceasta pregătită. Despre Iisus Hristos. Pentru că dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos, vom cunoaște și pe Tatăl. Dacă nu îl cunoaștem pe Iisus Hristos și nu îl primim pe Iisus Hristos cel adevărat, pentru că sunt mulți Hristos mincinoși, inclusiv la felul în care Hristos este prezentat, poate să fie prezentat fals,
Și dacă nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos cel adevărat, vom da de unul fals. Și în momentul acela noi nu vom ajunge, mântuirea nu are cum să aibă loc, pentru că doar în Hristosul adevărat, nu Hristos și mincinoși, doar în Hristosul adevărat suntem mântuiți. Da, Domnul să ne ajute în aceasta. Tema despre care am vrut să vorbesc acum și cu care am fost așa de frumos impresionat și provocat este tocmai despre Jehova sau Yahweh, cum este în ebraică, și Iisus Hristos. Că ce legătură are Jehova cu Iisus? Poate unii zic că Jehova este Tatăl, Iisus este Fiul sau Yeshua sau în Vechiul Testament Îngerul Domnului sau Mihail sau apare sub alte denumiri, dar nici de cum Jehova. Și avem inclusiv mișcarea aceasta a martorilor lui Jehova, care cumva spun că Iisus Hristos este Fiul Jehova, dar nu este Jehova însăși, cu siguranță. Și acum, care este legătura între Jehova, care este legătura între Jehova și Fiul? Și aceasta este foarte important să înțelegem, pentru că are de-a face tocmai cu mântuirea noastră și cu a-L înțelege pe Dumnezeu și a-L cunoaște pe Iisus Hristos și pe Tatăl. Da? Și aici este foarte important, pentru că Iisus Hristos este atacat, a fost atacat din veșnicii. Lucifer l-a atacat pe Iisus Hristos de la început și în continuu Iisus Hristos este cel atacat. A fost în Vechiul Testament, a fost în ceruri de către Lucifer. Tot războiul și marea luptă care s-a dat a fost între Lucifer și Iisus Hristos. Și când a fost pe pământ, întrupat într-un trup de om, din nou toți l-au respins. Și toți îi atacau personalitatea sau identitatea sa, cine era el. Iisus Hristos în pustie a fost atacat de diavolul, spunând, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, adică acolo deja s-a pus întrebare, bun, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și acum am discutat deja ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu și din păcate am atâtea discuții pe chestia asta. Când a devenit Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, nu mai abordez asta, o să pun prin harul Domnului un link, cred că aici sus va fi, un link la o prezentare care a fost făcută pe această temă despre faptul că Iisus Hristos a, conform Scripturii și spiritul profetic, spiritul profeției condus de Duhul Sfânt, Iisus Hristos a fost născut de Dumnezeu Tatăl doar la învierea sa. Nici de cum altă perioadă. Asta este nașterea din Dumnezeu. Dar este foarte important să rămânem în acest scris. Altfel, ajungem în eroare și aceasta ne va duce la probleme foarte mari. Dar Iisus Hristos, conform Scripturii, a fost născut doar la înviere. Da, a fost profetizat dinainte. Ca și în tip el că avea să se întâmple aceasta, și asta ni s-a spus de către David, prin David, însă la fel era ca și cum el avea să fie mielul lui Dumnezeu, este numit mielul lui Dumnezeu, încă de la creație a fost numit mielul lui Dumnezeu, dar el a devenit mielul literal al lui Dumnezeu când a fost pe Golgota, sau când s-a întrupat. Da? Și apoi pe Golgota a devenit jertfa în sine. Și atunci, chiar dacă a fost referit înainte ca și mielul lui Dumnezeu, aceasta a fost doar profetic, uitându-ne înainte la ceea ce avea să se întâmple. Profetic, tip în tip, care apoi s-a întâlnit cu antitipul sau în umbră. La fel, sărbătorile care, și jertfele care se făceau, toate vorbeau despre ceea ce Iisus Hristos avea să facă și este El numit ca și Mielul lui Dumnezeu care avea să împlinească acele profeții. La fel, este numit Fiul lui Dumnezeu din veșnicii chiar, pentru că și Evanghelia a fost făcută înainte ca omul, a fost, de aceea este numită Evanghelia veșnică, a fost făcută înainte ca omul să fie creat și să cadă.
Tocmai pentru că Dumnezeu știa de ceea ce avea să se întâmple și căderea omului nu a fost ca și o surpriză pentru Dumnezeu. Nu. Tocmai prin faptul, modul în care Dumnezeu l-a creat pe om cu libertatea aceasta de alegere, acestea au fost în preștiința lui Dumnezeu, că noi nu putem concepe cum Dumnezeu putea să știe cu mii de ani sau cât s-au fost înainte de creația noastră, din veșnicie putea să știe aceste lucruri și totul s-a știut și a pregătit și soluția prin însuși Fiul Său dinainte de a avea loc căderea omului. Și atunci Iisus Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu nu pentru că a fost născut cândva în veșnicie, nici unde în Scriptură, nici unde în Spiritul Profeției nu găsim așa ceva. Și cine vrea să creadă o astfel de minciună că a fost cândva născut în veșnicie, poate să o creadă. Dar nu este bază pe Scriptură și cine crede o astfel de minciună doar va fi dus din minciună în minciună, de la o minciună mare la altă minciună. Și noi trebuie să avem un stăscris. Cine nu are stăscris pentru așa ceva, va căuta scuze în orice, dar lor va cădea tot mai mult în plasa celui rău. Însă, astăzi, din nou, vreau să abordez altceva. Dar e foarte important să înțelegem că persoana lui Iisus Hristos, identitatea sa, este atacată continuu. El este Fiul lui Dumnezeu. Însă, dacă nu avem dovadă biblică că El a avut un început în veșnicii, înseamnă că El nu a avut un început. Și aceasta este unul dintre cele mai importante lucruri care noi trebuie, prin Harul lui Dumnezeu, să le înțelegem. Și astăzi vom vedea din nou o dovadă scripturistică a faptului că El, Iisus Hristos, nu a avut niciodată un început în veșnicii. Iisus Hristos a fost una cu Tatăl, din totdeauna. Niciodată nu se putea ca Iisus Hristos să fie avut un început, pentru că nu mai era una cu Tatăl. Nu se putea. Și unii vor zice că a fost una cu Tatăl, precum eu sunt un fiu. Și faptul că un fiu a avut o naștere și totuși suntem una, asta înseamnă că și Tatăl și Iisus, chiar dacă a avut o naștere, este una cu Tatăl. Nu. N-are cum să fie. De ce? Pentru că dacă Tatăl și Fiul ar fi fost una, atunci amândoi trebuiau să aibă un început. Amândoi. Așa nu era una. Și aici este extraordinar de important. Pentru că foarte multe persoane sunt cele care dau Proverbe capitolul 8 ca și o dovadă a faptului că Iisus Hristos a avut un început. Însă Proverbe capitolul 8, dacă le iei așa, declarând că Iisus Hristos a avut un început, acolo ne aducem probleme enorme. Enorme. Și Proverbe capitolul 8 este un text care anulează complet această ideologie a faptului că Iisus Hristos a avut un început cândva în veșnicii, tocmai pentru că o să ne uităm la un lucru acolo. Spune așa, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Asta e Cornelescu. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici zvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de dealuri, când nu era încă nici pământ, pământul, nici câmpile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Da? Și apoi vorbește despre cum au lucrat împreună. Ok? Și acum ăsta face referire la Iisus Hristos cu siguranță și unii încearcă să neagă aceasta, însă aceasta face referire la Iisus Hristos, iar alții merg pe cealaltă parte, faptul că, ok, dacă Domnul m-a făcut, iar apoi vorbește despre naștere, da? Am fost născută, aceasta merge cu celelalte texte și le leagă în felul acesta cu celelalte texte unde spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, născut. Da? Cornelescu lipsește chestia aia. Dar his only begotten, cum spune în engleză, adică singurul lui născut. Și atunci, momentul în care ei leagă acestea, dovedesc sau încearcă să dovedească prin Proverbe capitolul 8 că Iisus Hristos a avut un început cândva în veșnicii. Da? Că așa cumva dă intenția acest text. Însă, dacă ar fi așa, în momentul acela va avea o problemă enormă. Pentru că
Tatăl și Fiul sunt una. Și dacă Iisus Hristos a avut un început și Tatăl trebuia să aibă un început. Și când am zis cineva așa ceva la cineva, a sărit în sus și a zis, nu, asta e interpretare proprie. Că nu se poate. Nu este interpretare proprie. Pentru că Fiul meu care se naște și eu suntem una, pentru că amândoi am avut un început. Nu numai El, ci și eu. Apostolii sunt una pentru că toți sunt oameni, toți au avut un început. Toți au aceeași natură umană, căzută, toți au nevoie de aceeași mântuitor. Ca Dumnezeu Tatăl să fie una cu Iisus Hristos, trebuie să fie amândoi să fie avut un început. Nu se poate ca doar unul să fie avut un început. Este imposibil. Și atunci, pentru că aceasta anulează ca ei să fie una. Nu au cum să fie una. Pentru că sunt complet diferiți atunci. Și atunci ne uităm și la acest text care ne arată același lucru din Proverbe capitolul 8. Deci Domnul, să zicem că Dumnezeu, m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. Înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Adică Iisus Hristos, în alte cuvinte, a fost prima lucrare, cea dintâi, înaintea dintre lucrările Lui, înaintea oricăror alte lucrări, în alte cuvinte. Da? Și a fost așezat din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământ. Acum, uitați aici problema. Și mulțumesc, Domnului, că m-a ajutat să aud pe cineva care Domnul a luminat cu privire la acest lucru, pentru că când am înțeles, am zis, wow, extraordinar, Doamne, îți mulțumesc pentru lumina aceasta. Momentul în care noi îl atacăm pe Iisus, atacăm direct pe Tatăl. Ce eu declar despre Iisus Hristos este ceea ce declar despre Tatăl. Momentul în care eu declar că Iisus Hristos a avut un început, în același timp declar că Tatăl a avut un început. Iar aceasta este blasfemie, îl nimicești pe Dumnezeu. Și cei care spun aceasta habar nu au că calcă pe teren sfânt și se ridică pe ei înșiși deasupra lui Dumnezeu, pentru că îl coboară pe Dumnezeu acolo unde Dumnezeu n-a spus că este. Oh, extraordinar. Da, Domnul să aibă milă. Dar uitați aici. Deci Domnul m-a făcut cea dintre lucrările Lui. Deci cine spune aici că a avut un început? Aparent. Păi înțelepciunea, nu? Nu. Aici, da, vorbește despre înțelepciune, dar momentul în care ni se spune că înțelepciunea a fost cea dintâi, în momentul acela, ni se spune altceva. Ni se declară că Domnul a făcut prima Lui lucrare atunci și n-a mai făcut alta. În alte cuvinte, când cineva declară că Iisus Hristos a fost prima naștere sau prima lucrare, cum spune aici Scriptura, a Tatălui, în momentul acela ni se spune clar că Tatăl nu mai a făcut nimic înainte. În alte cuvinte, El n-a mișcat nimic. El n-a făcut nicio lucrare. El a stat. Sau, ca să stai, înseamnă să nu existi. Înseamnă că Tatăl și Fiul au avut un început acolo, aproape unul de altul, dacă e așa. Tatăl a avut primul începutul și apoi l-a făcut pe Iisus. Iar aceasta este spiritism. Este ocultism. Este ezotericism și înțelepciunea aceasta ascunsă a lui Lucifer, în care întortochează absolut toate lucrurile ca să scadă pe Dumnezeu. Să-L aducă jos, să-L comboare în mintea și în inima noastră. Când îl ataci pe Iisus Hristos și îi dai Lui vreo caracteristică, aceeași caracteristică o dai Lui Dumnezeu Tatăl. Dacă Iisus Hristos a avut un început, la fel și Tatăl a avut un început. Dacă Proverbe capitolul 8 vorbește despre începutul din veșnicia lui Iisus Hristos, adică atunci a fost născut și atunci a avut un început, în momentul acela și Tatăl a avut un început, tot atunci, un pic înainte. Pentru că Iisus Hristos ar fi fost prima sa lucrare. În alte cuvinte, Tatăl nu putea să existe dacă nu făcea ceva. O lucrare. Nu putea să existe. N-ai cum să existi decât dacă faci ceva. O lucrare. Pentru că inexistența este tocmai aceea.
sau moartea este când cineva nu mai face nimic. Da? Și atunci Dumnezeu trebuia să nu existe înainte de crearea lui Iisus sau nașterea lui Iisus, nu creier, sigur, vorbește despre naștere aici, da? Sau facere. Acum, de aceea, Proverbe capitolul 8 este ceea ce distruge complet această ideologie, această învățătură drăcească ocultă despre faptul că Iisus Hristos a avut un început. Pentru că ai distruge pe Dumnezeu. Și da, cei care cred așa ceva îl neagă pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. Neagă pe amândoi. Și neagă dumnezeirea și toată puternicia Lui. Și împreună îi neagă. Și atunci, Dumnezeu să ne ferească de astfel de învățături drăcești. Acum o să merg puțin la... Nu m-am pregătit cu Proverbe capitolul 8, doar că așa a condus Domnul ca să abordez și asta. Pentru că este o mișcare extraordinară de puternică pentru a ataca atât pe Tatăl, cât și pe Iisus Hristos. Și Tatăl este atacat prin Iisus Hristos. Și, da... Domnul să aibă milă de noi toți. O să vă arăt acum un citat de la cineva care mi-a trimis, se pare că este la Pro Advent, nu știu exact cine este mișcarea aceasta, dar se pare că sunt antitrinitarieni. Este bine că neagă Trinitatea, din sensul că Trinitatea, învățătura trinitariană, așa cum o să vedem, este una falsă, însă, sau cum am văzut că am abordat de atâtea ori, însă în același timp noi nu trebuie să cădem în alte capcane ale satanei ca și învățăturile non-trinitariene sau alte învățături, pentru că toate ne duc departe de Dumnezeu. Noi trebuie să rămânem la ce stă scris, la lege și la mărturie și nicio abatere de acolo. Dacă Biblia nu spune nimic mai mult, nici eu nu spun mai mult. Dacă nu spune nimic mai puțin, adică spune ceva, aia declar și eu. Și rămân doar la ce stă scris. Mai mult nu, mai puțin nu. Și Domnul să ne dea harul să rămânem la aceasta și doar la aceasta. Însă să ne uităm puțin aici. Aici este, da, adevărul, nu pro-advent, scuze, cred că am zis pro-advent. Este adevărul advent aici. Și sunt mai multe citate, nu o să le citesc pe toate. O să ne uităm doar la acesta de aici, de la James White. Și acum pentru cei care nu sunt adventiști, da, dacă vreți să urmăriți, asta este mai mult pentru adventiști, să zic așa, pentru că aici este dezbaterea momentan, dar ce au discutat și pionierii noștri, dar este pentru toate credințele, pentru că până la urmă noi trebuie să vedem ceea ce spune adevărul, și, adică ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce declară Dumnezeu, și chiar dacă mă uit la ceea ce au scris pionierii sau antimergătorii Bisericii Adventiste, eu în tot timpul trebuie să rămân doar la Scriptură. Și aceasta este baza mea și aceasta a fost și am văzut că a fost baza pionierilor adventiști, de aceea am devenit adventist și de aceea am rămas adventist. Și oricât am studiat cu oricine, nu am văzut și nu am găsit pe nimeni ca să poată nega că pionierii adventiști s-au bazat doar pe sola Scriptură. Și sola fide și grația și, adică, sola doar prin credință și har și așa mai departe. Și chiar dacă uneori a fost căderi din punct de vedere că se bazau pe fapte și așa mai departe, dar omul crește și prin harul Dumnezeu, Dumnezeu a dus biserica sa înapoi la Hristos doar, împlinirea prin credință în Hristos. Și acum o să ne uităm puțin la citatul acesta, pentru că este unul foarte important. Modul în care spiritualiștii, da, cumva tradus greșit, aici, în, așa cum o să vedem în engleză, sunt cei care spiritualizează lucrurile. S-au lepădat sau l-au tăgăduit pe singurul Domn Dumnezeu, Lord God în engleză, greu de tradus ăsta, și pe Domnul nostru Iisus Hristos, a fost mai întâi prin folosirea vechiului crez nescriptural trinitarian. Și anume, că Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic. Da, aici e wow. Cum adică? Ce a spus? O să revenim din nou.
Cu toate că nu au nici măcar un singur pasaj pentru a-L sprijini, în timp ce noi avem o abundență de mărturii lămurite ale Scripturii că El este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Și acum, non-trinitarienii, numai pe asta se bazează. Deci, că Iisus Hristos este Fiul veșnic. Deci, pur și simplu, înnebunești cu chestia asta, ca și cum ei repetă din nou și din nou că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Exact, este. Dar nu este ceea ce aceștia pretind a fi. Adică, ei spun că este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu i-a dat naștere. Dar ei nu spun când, dar Biblia spune astăzi, nu spun cum. Dar Dumnezeu spune cum. Prin înviere. Și la înviere. Când și cum. Dar ei, pur și simplu, răstărmăcesc Scriptura și Domnul să aibă milă de ei și Domnul să aibă milă de noi toți, dar pentru că răstărmăcesc Scriptura, extraordinar de mare problemă. Dar în acest text, cel care a tradus acest citat se vede ceea ce el vrea să transmită și o transmite după cum este inima lui. Dar numai Dumnezeu știe ce este inima lui, nu sunt aici să judec, însă iese la iveală ceea ce este în mintea și în crezul lui. Nu cred că a făcut-o cumva înșelător, pentru că aici sunt două posibilități. Orice care a tradus acest text dorind să înșele, știind care este adevărul și dorind să înșele, ori a tradus-o sincer, cu toată sinceritatea, însă datorită că a crezut o minciună, a tradus-o mincinos, acest citat. Da? Și acum o să uităm unde este problema, pentru că am citit acest citat și am zis, nu se poate. James White nu a transmis, nu a spus așa ceva. Nu este posibil să spun așa ceva. Da, de la alți pionieri m-aș fi așteptat. Unii care au spus și unii au mai declarat că Iisus Hristos a fost născut cândva în veșnicii, dar aceia au căzut. Majoritatea dintre ei au căzut cu toții pentru că Dumnezeu nu acceptă o astfel de doctrină. Și cei care astăzi cred că Iisus Hristos a avut un început cândva în veșnicii vor cădea la fel ca și cei care au căzut în trecut. Și chiar mai groaznic. Și James White știu că a rămas la adevăr, chiar dacă a avut anumite probleme, dar n-a fost în doctrină, a fost în felul în care a trăit. Însă, în ce privește doctrina, a rămas la Scriptură și chiar dacă a avut anumite tendințe, să zic așa, legaliste. Însă, prin Harul Domnului s-a prins de Hristos cât Dumnezeu i-a dat lumină și cât a știut. Și în lupta aceasta cu firea este groaznic, dar slavă lui Dumnezeu care are milă de noi și El este Cel care ne mântuiește, nu ne putem mântui singuri. Dar hai să ne uităm puțin la ce este aici problema. Problema este ceea ce poate v-a șocat și pe voi. Nu că James White vorbește împotriva vechiului crez nescriptural trinitarian. Slava Domnului că a declarat foarte clar și răspicat că crezul trinitarian este o eroare extraordinară. Și mă bucur că aceștia au, nu știam de citatul acesta, mă bucur că l-au dat pe față. Foarte greu am găsit acest ziar, pentru că a fost chiar la început, dar până la urmă l-am găsit și l-am redat din original. Și am vrut să văd originalul pentru că știam că cei care au tradus greșit. Că e intenționat, că neintenționat, nu mă interesează, dar știam că acolo Domnul va judeca, dar știam că este tradus greșit. Și atunci a trebuit să găsesc articolul acesta în original. Și slavă Domnului că prin Harul lui l-am găsit și o să ne uităm acum la și la original. Însă, în primul rând, să arăt care este problema. Problema este această frază și anume că Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic. În alte cuvinte, ce încearcă să transmită cei care au tradus este să pună în gura lui James White că el a declarat că este nescriptural faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic. În alte cuvinte, ce vor ei să transmită aici este că Iisus Hristos a avut un început. Asta este ce vor să transmită. Adică nu este din veșnicile trecutului. Ce a avut un început. A fost născut și de acolo încolo el a început să fie. El n-a existat din veșnicii ca și Dumnezeu Tatăl. Aceasta este doctrina, învățătura care vreau să spună. Însă momentul acesta ce spun despre Iisus Hristos este ce spun și despre Tatăl. În momentul acela nici Tatăl n-a fost veșnic. Chiar dacă încearcă să spună că a fost veșnic, nu. Pentru că
Cine a văzut pe Fiul, a văzut și pe Tatăl. Cum este Fiul, așa este și Tatăl. Și la asta am văzut-o clar și în Proverbe, capitolul 8. Dar hai să ne uităm în original și prin Harul lui Dumnezeu o să vedem ce spune acolo. Aici este în original, am pus aici și link-ul pentru cei care vor să vadă tot articolul, ca să îl vadă acolo, tot acel ziar. Și aici spune așa, îs mai multe, o să-l citez imediat o să-l traduc tot ăsta în română, dar la ce vrem să ne uităm este ceea ce spun ei aici, Trinitarian Creed, viz, asta înseamnă, adică că Jesus Christ is the eternal God, că Iisus Hristos este Dumnezeul etern. Acum, cei care ați citit sau vă uitat la asta, poate nu vedeți nicio diferență. Însă este o diferență enormă, colosală. Și diferența este foarte mică, însă schimbă absolut complet sensul. Și o să ne uităm la aceasta și nu știu dacă le-am comparat, dar dacă nu, o să ne uităm acolo. Însă, ce spune aici? E felul în care spiritualizatorii, cei care spiritualizează lucrurile, s-au descotorisit de sau au negat pe singurul Domn Dumnezeu, adică Tatăl, și pe Domnul nostru, Iisus Hristos, este în primul rând folosind vechiul crez nescriptural trinitarian, adică că Iisus Hristos este Dumnezeul etern. Deși ei nu au un singur pasaj ca să sprijină asta, în timp ce noi avem mărturia clară a Scripturii din abundență că El este Fiul Dumnezeului etern. Și acum, poate v-ați întrebat care este diferența. Unii dintre voi poate ați văzut-o, ceea ce s-a tradus. Deci am văzut aici, și o să uităm aici, deci asta e pur și simplu o poză care am făcut-o de pe Facebook, că Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic. Deci asta e problema, da? Ceea ce încearcă să spună că James White a negat acest lucru, că Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic. Și acum lipsește o singură literă acolo, care schimbă absolut total sensul. Deci asta înseamnă că Iisus Hristos este Dumnezeu, adică natura sa, veșnic. Asta încearcă ei să nege, că Iisus Hristos nu este un Dumnezeu în natură veșnic. Adică nu este din veșnicii. Asta este sensul acestei fraze. Însă, o să ne uităm puțin la comparația lor. Aici sunt cele două comparații. Deci, adevărul advent, că Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic și ceea ce este din engleză tradus, motamo. Că Iisus Hristos este Dumnezeul etern sau veșnic. Și ai o singură literă lipsă. L-u. În engleză se vede diferența. Și o să ne uităm din nou în engleză. The eternal God. Adică, ce este diferența aici este că ei spun că Iisus Hristos nu era în natură Dumnezeu veșnic, adică nu era veșnic El însuși, că a avut un început, însă ce James White a vrut să spună este că doctrina Trinității este ceea ce îl face pe Iisus Hristos, aceeași persoană, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul veșnic, Dumnezeul etern. Și acum capătă o completă diferită înțelegere. Da? Și o să ne uităm din nou la asta, pentru că e foarte importantă această diferență. Și o singură literă schimbă absolut totul. Și aici este gramatica. Deci, aici, că Iisus Hristos este Dumnezeul veșnic, aceasta indică din nou faptul că Iisus Hristos în divinitatea sa nu este veșnic, asta vreau ei să spună, că asta atacă, pe când James White a spus că problema este că Iisus Hristos este Dumnezeul, adică Dumnezeu Tatăl, etern. Și atunci ai două concepte diferite, două lupte diferite, pe două terenuri complet diferite. James White spune una și încearcă să dovedească una, pe când ceilalți încearcă să dovedească complet altceva.
cei de la Adevărul Advent încearcă să dovedească că Iisus Hristos a avut un început, pe când James White încearcă să dovedească complet altceva. Și acum, de unde știu eu că asta a vrut James White să spună? Păi el însuși declară. În același paragraf, puțin înainte, cei care vor să citiți, aveți acolo articolul, însă puțin înainte, James White este cel care a făcut declarația următoare. Da, și o să ne uităm aici. Acum n-am mai pus cel în engleză, dar cei care vreți, aveți articolul acolo. Și am scris aici un rezumat. Problema era că învățătura trinitariană nimiceau pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul când spiritualizau adevărul spunând că Iisus Hristos este Dumnezeul veșnic, adică este Tatăl însuși. Da? Și pentru că în învățătura trinitariană ai Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane, dar de fapt una singură. Adică ai unul în trei și trei într-unul. Și atunci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una ca persoană, ca creați, ca și ființă, de fapt. Da? Și James White era cel care a vrut să spună complet altceva și de aceea a atacat învățătura trinitariană, pentru că Biblia nu spune așa ceva. Și uitați ce spune James White înainte, în același paragraf, doar câteva propoziții înainte, de cea care a fost tradusă de cei de la Adevărul Advent. În alte cuvinte, că Iisus Hristos este însuși Tatăl și Tatăl este Iisus. 3 în 1 și 1 în 3. Anterior, în același paragraf, declarase James White că aceștia, adică cei care cred în învățătura trinitariană, prin spiritualizare eliminau existența Tatălui și a Fiului ca fiind două persoane distincte, tangibile, literal. Precum aceștia eliminau de asemenea și orașul sfânt, literal, și tronul lui David. Da? Deci aici este problema pe care o atacă James White. Că prin spiritualizare vor să facă din două, tatăl și fiul, două persoane separate, vor să facă una singură. Și aici este toată problema pe care James White o atacat-o și de aceea a spus la un moment dat că noi vom crede în Trinitate, învățătura Trinității, atunci când ni se va dovedi că cei 12 apostoli, eu am 10 degete, că cei 12 apostoli sunt 12 capete cu un singur trup. Precum, Trinitatea spune că sunt 3 capete cu un singur trup. Și așa că a respins-o complet. Da? Și aici, de asemenea, asta este ceea ce el a vrut să spună. Că trinitarienii sunt cei care atacau faptul că Dumnezeu Tatăl și Fiul sunt două persoane complet distincte, tangibile, literale, dar separate și totuși unite în scop, nu în natură, nu în esență, nu în ființă, ci în scopul lor, în natura lor de Dumnezeu, adică sunt Dumnezeu divin, dar nu că au aceeași natură, adică aceeași ființă, și, de asemenea, în voință sunt uniți. Deci Iisus Hristos a spus, Tată, nu voia mea, ci voia ta. Da? Și aici este un singură literă care a schimbat complet sensul și nu știu dacă cei de la Adevărul Advent și-au dat seama, dar pur și simplu au introdus o minciună și au mințit publicul că James White a tradus ceva ce el nu a tradus. Adică că a spus ceva ce el nu a spus. Ei au tradus așa mincinos pentru că în inima lor este o minciună. Și încearcă să dovedească o minciună pe orice cale. Pentru că aici este unde toată mișcarea aceasta antitrinitariană în cade. Și sunt atât de disperați ca să încerce să găsească un citat măcar, un verset măcar, care să dovedească că Iisus Hristos a avut un început. Iisus Hristos nu a avut niciodată un început. Prin naștere sau prin creație, cu siguranță prin creație, că și ei neagă asta, dar prin naștere el nu a avut un început, el nu a fost născut cândva în veșnicii. Și atunci și Tatăl avea un început. Și ei sunt pur și simplu disperați cu cei cu care am discutat, sunt disperați în a găsi o astfel de dovadă. Și nu au. Și atunci pur și simplu răstălmăcesc lucrurile și vor ajunge mai rău. Dumnezeu să ne ferească, să ne scape de astfel de minciuni. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la ceea ce stă scris. Doar la asta să rămânem. La lege și la mărturie. Cine nu va vorbi în conformitate cu legea și mărturia, am dat de probleme enorme. Și asta este mic ceea ce noi am văzut
sau ce am abordat acum, că răstălmăcesc Scriptura și traduc diferit. Da, Domnul să avem milă noi. Însă, am vrut să abordez aici despre Iehova. Și acum, către sfârșit, poate ajungem dacă nu vor mai fi alte întrebări, însă numele Iehova este folosit în Scriptură de multe ori. Da? Și acum, la cine se referă numele Iehova? La Isus, la Tatăl, la amândoi? Și sunt multe teorii, să zic așa, însă dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, o să vedem ce înseamnă aceasta. Și sper să mi-aduc aminte la un moment dat, sau Domnul să mi-aduc aminte, ca să ne uităm și la dicționar, ce înseamnă cuvântul în sine, în ebraică, pentru că și asta este important ca să vedem. Da, Domnul să conducă toate. Însă o să ne uităm la unde este folosit, care ne arată un principiu foarte important despre ce înseamnă sau ce vrea Dumnezeu să ne transmită prin numele acesta, Iehova. Și o să ne uităm primul rând în Exodul 3 cu 14 și am citat aici din Biblia Fidela. Dumnezeu, care i s-a arătat lui Moise, când s-a apropiat Moise, i-a spus, și Moise, când Moise l-a întrebat, în numele cui? Să zică, cine m-a trimis, da? Și Dumnezeu i-a spus lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a spus, astfel să spui copiilor lui Israel, eu sunt, m-a trimis la voi. Și este extraordinar acest nume, pentru că pur și simplu Iisus Hristos, care știm că Iisus Hristos era acela care a vorbit cu Moise aici, și sunt unii care poate neagă și aceasta, dar cei care neagă aceasta, da, Domnul să ne dea harul să ne întoarcem înapoi la acest scris, pentru că aici Iisus Hristos este cel care dovedește că El însuși este acel care i-a spus lui Moise aceasta, când a repetat același lucru fariseilor. Da? Deci, eu sunt cel ce sunt și eu sunt cel ce sunt, pur și simplu, eu sunt și repetă, eu sunt. Așa apare în engleză, adică eu sunt cel ce eu sunt. Și apare de două ori, pur și simplu, repetă asta de două ori și de aceea îl trimite pe Moise la popor cu eu sunt. Pentru că, de fapt, aici este repetat, eu sunt, eu sunt. Asta este expresia. Și atunci, eu sunt este pur și simplu Dumnezeul care este ceea ce este. Este, El este. Adică El este cel care există prin sine însuși. El este cel de sine existent, cel care are viața în sine însuși, cel care este nemuritor, cel care a existat dintotdeauna. Asta este ceea ce Iisus vrea să spună. Acum, unii spun că eu bag cuvinte în ceea ce a spus Iisus. Nu, eu sunt, asta înseamnă. Eu sunt, pur și punct. Am fost, sunt și voi fi. Eu sunt. Și extraordinar, doar acest nume este ceea ce neagă complet faptul că Iisus Hristos ar putut fi născut sau avut să aibă vreun început cândva în veșnicie. O neagă complet doar acest nume. Eu sunt. Dar ne uităm un pic mai departe și să vedem că asta este Isus, El însuși vorbește. Iar în Ioan capitolul 8, versetul 58, Isus Hristos face din nou aceeași declarație de data aceasta liderilor poporului său pe care vrea să-i scoată din păcat. De cum prin Moise a vrut să-i scoată din Egipt. Adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avraam, eu sunt. Eu sunt. Și știm că asta au înțeles că asta vrea să spună Iisus, că vrea să facă referire la Exodul 3 cu 14, pentru că ei imediat au luat pietre și au vrut să-l împroaște cu pietre, să-l omoare, pentru că blasfemiază. Da? Și atunci, Iisus Hristos a spus, eu sunt. Dumnezeul care vorbea lui Moise, lui Avram,
Eu am fost așa. Eu sunt. Este extraordinar lucrul acesta și este foarte important de înțeles. Și de asemenea, de-a lungul Scripturilor, Pavel ne spune că Iisus Hristos a fost cel care a vorbit poporului Israel. Nu am adunat toate versetele, însă Dumnezeu ne spune că Iisus Hristos este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu, da? Așa cum citim în Ioan capitolul 1. Ioan capitolul 1, versetul 1, de exemplu, este cel unde apostolul Ioan ne spune despre cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acum, aici, doar textul ăsta, îl face pe Dumnezeu Tatăl una cu cuvântul. Amândoi fiind Dumnezeu. Nu este nicio diferență. Dacă Iisus, cuvântul, a avut un început și Dumnezeu Tatăl a avut un început. Da? Aici îi declară existența deodată cu Tatăl. Nici o diferență de timp între unul și altul. Și acum o să ne uităm un pic și la un alt text. În Isaia, capitolul 43, cu versetul 10. Voi sunteți martirii mei, martorii mei, zice Domnul. Voi și robul meu pe care l-am ales. Ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Din nou, același cuvânt. Eu sunt. Interesant. Dar ceea ce declară după asta este și mai important. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. În alte cuvinte, eu sunt. Înainte și după nimic și nimeni, niciun alt Dumnezeu. Și acum, dacă Tatăl vorbește, înseamnă că după el Fiul nu putea să fie fost născut. Era imposibil. Pentru că acest adevăr, eu sunt, nu ar mai fi adevărat. S-ar nega complet. Dacă Fiul vorbește, înseamnă că el declară că înaintea sa Tatăl nu a fost. Și atunci ai o singură adevăr. Dumnezeu, Tatăl și Fiul au existat întotdeauna. Nu ca o singură ființă, ci întotdeauna unul lângă altul. Din veșnicii, Tatăl și Fiul au fost împreună. Au existat întotdeauna, au fost egali întotdeauna. Egal. Deopotrivă. Eu și Tatăl una suntem. Și aceasta este foarte important. Dar vedeți, este atât de trist. Poate dau toată Scriptura poate să dai omului care vrea să rămână în eroarea sa. Și nimic nu va abate de acolo. Și Dumnezeu trebuie să-l lasă. Dumnezeu trebuie să-l dea pe mâna satanei și să vadă că el va ajunge să facă păcate extraordinare. Și nici atunci nu îți va deschide ochii. Că tot timpul va da vina pe altcineva și pe altceva. De ce? Pentru că l-a lepădat pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Fiul Său. L-a lepădat Scriptura și s-a abătut de ceea ce este scris. A adăugat la ceea ce este scris. L-a scos. Și Dumnezeu trebuie să lase în voia minții sale blestemat. Pentru că nu rămâne în Hristos. În momentul în care adaugă ceva la Scriptură, leapă de pe Hristos și el se crede mai înțelept ca Dumnezeu care a dat cuvântul așa cum este scris. Dar, mergem mai departe, pentru că peste tot în Scriptură găsim același lucru. Că cel care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, cel care vorbește poporului, cel care este numit Jehova, care le vorbea, nu este altul decât Iisus Hristos. Și poate o să pare asta așa, stai un pic, cum adică? Întotdeauna când Dumnezeu le vorbea poporului, era Iisus Hristos care le vorbea. Cuvântul lui Dumnezeu. Cine l-a văzut pe Iisus, cine l-a auzit pe Iisus, da, a auzit pe Tatăl. Dar asta nu înseamnă că ei doi erau o singură ființă. Da? Niciodată. Dar cine îl cunoaște pe Fiul, cum a spus Iisus, Filipe, tu m-ai văzut, de ce îmi zici... Să cunoaștem pe Tatăl. Păi nu ți-ajunge?
Și nu m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, pentru că eu sunt plinătatea Dumnezeirii. Eu și Tatăl una suntem. Nu este nicio diferență între mine și Tatăl. Dacă Fiul a avut un început, a avut și Tatăl. Dar nu, n-a avut niciun început, nici Fiul, nici Tatăl. Caracterul unuia este la fel ca și caracterul celuilalt. Divinitatea unuia, natura unuia, este la fel ca și natura celuilalt și divinitatea celuilalt. Și pentru cei adventiști care au nevoie de o dovadă mai puternică, că ceilalți sper ca să rămâneți la acest scris și dacă vă veți uita Scriptură, veți vedea că întotdeauna când s-a manifestat, fie că a fost evreilor, fie că a fost în cortul întâlnirii și așa mai departe, a fost întotdeauna Iisus Hristos, cel care era Iehova, Dumnezeu. Și s-a manifestat și altfel prin îngeri, sau este numit ca și Îngerul Domnului sau așa mai departe, dar toate îl reflectă pe Iisus Hristos. Dar dacă ne uităm aici la ceea ce Domnul a spus prin Spiritul Profeției, prin Ellen White, este declarat de către ea, Iehova este numele dat lui Hristos. Da? Pentru că ce înseamnă Iehova? Păi Iehova înseamnă același lucru ca și eu sunt. Și dacă ne uităm în ebraică, de fapt în cum este folosit și cum cei care au tradus acest cuvânt din ebraică au declarat acest lucru, ceea ce este Iehova din ebraică, și Strong's este cel care spune că în sau cum este folosit în Biblie, este că Iehova este cel de sine existent. Existent prin el însuși. Da? Și aici, dacă ne uităm la Strong's definition, din nou, the self-existent. N-ai cum să traduci asta așa în română. Pur și simplu, cel care există prin el însuși. Sau cel etern. Da? Aceasta este ceea ce este definiția cuvântului Iehova. Este același lucru ca și eu sunt. Da? Și de aceea, când Duhul Domnului prin Ellen White a inspirat-o să spună că Iehova este numele dat lui Hristos, este adevărat. Pentru că aceasta este ceea ce Iisus Hristos însuși a declarat lui Moise și apoi a repetat în el însuși. El însuși a repetat aceste cuvinte când ne-a spus liderilor, eu sunt. Și când Iisus Hristos este Iehova, când Iisus Hristos este eu sunt, aceasta, cine are urechi și cine are ochi, aceasta elimină pentru totdeauna ideologia învățătoră drăcească, ocultă, că Iisus Hristos a avut un început. Nu se poate, imposibil, nu rămâne nici măcar un pic de fărâmă din această învățătură. Domnul să aibă milă de noi, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus că vor veni mulți Hristoși mincinoși și mulți proroci mincinoși. Și cei care declară așa ceva n-au nicio bază în Scriptură. Nu am vorbit de atâția ani cu atâția dintre cei care spun că Iisus Hristos a fost născut. Și în special acum, ultima perioadă. Nici unul dintre ei nu mi-a dat un singur verset, un singur citat din Spiritul Profeției, în care, unde spune că Iisus Hristos a fost născut în veșnicie. Nu există așa ceva. Toată Scriptura neagă o astfel de învățătură. Tot Spiritul Profetic neagă o astfel de învățătură. De ce se mai țin de astfel de învățătură? Nu este decât proroc mincinos cel care declară așa ceva. Nu eu o declar. Ci Scriptura declară asta. Despre aceea care învață ceva ce Dumnezeu nu învață. Răstălmăcesc Scriptura, răstălmăcesc Spiritul Profetic, răstălmăcesc totul. Numai să scoată la iveală o învățătură care nu există în Biblie. Iisus Hristos nu a avut un început niciodată. El este Dumnezeul de sine existent. El este Iehova. El este eu sunt. El n-a avut un început niciodată. El este Dumnezeu și a fost Dumnezeu din totdeauna. El este una cu Tatăl. Ne ferească Dumnezeu
de învățături drăcești și nebiblice. Pentru că momentul în care am început să acceptăm o astfel de învățătură, în momentul acela am negat Scriptura, l-am negat pe Hristos, vom nega toate învățăturile ei pe rând. Pe rând. Totul. Și vom fi umpluți tot mai mulți de draci. Aparent, vom da pe față o viață tot mai sfântă. Aparent. Până la și de acolo se va vedea doar în roadele celui rău. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, care este negat de aceștia, din nou, și Scriptura este negată cu privire la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu are loc în ei. Și atunci trebuie să împlăm la Duh. Ei spun că Duhul Sfânt este o putere, este Duhul lui Hristos. Ok? Scriptura nu spune asta. Dacă un Duh necurat are acces în mine, Duhul Sfânt Dumnezeu declară că este tot o persoană. Pentru că un Duh necurat este tot o persoană. Este un demon, un înger căzut. La fel, Duhul Sfânt este tot o persoană. Asta spune Scriptura. Asta spune Spiritul Profetic. Nu. Cei care neagă pe Iisus Hristos ca fiind Eu Sunt, Dumnezeul Cel Veșnic, de Sine Existent, neagă și pe Duhul Sfânt. N-au cum să nu nege. Neagă tot ce spune Scriptura despre persoana Duhului Sfânt și personalitatea Lui. Neagă tot ce spune în Spiritul Profetic. Că Duhul Sfânt este o persoană. Neagă totul. Și s-au trezit ei deștepții, mai deștepți ca Dumnezeu. Aceste lucruri nu stau scris că au fost schimbate, că... Trist. S-au ridicat deasupra de Dumnezeu. Și sfârșitul lor, dacă nu se pocăiesc, e glumesc. Este atât de greu să te umilești. Atât de greu știu de pe propria piele. Pentru că și eu am greșit mult. Dar trebuie să mărturisesc. Și în live-urile care le-am făcut anul trecut, de exemplu, am greșit. Am mărturisit în personal, încă nu am abordat public, aștept momentul potrivit ca Dumnezeu să o conducă ca să nu fie înțeles greșit, să fie spre căderea unora mai mult decât câștigarea lor. Dar chiar și astăzi un frate m-a mai apropiat, să zic așa, care a fost, cumva, a văzut anumite lucruri și în viața reală, personală. Mi-a dus o mustrare, când am greșit în trecut. Puțin știe din ce am greșit, dar da, am greșit. Și vă spun, a fost atât de greu ca să recunosc că am greșit. În 2022, aceasta vă mărturisesc doar ca încurajare. Cei care veți asculta mesajul acesta și ați crezut cândva în această doctrină diabolică că Iisus Hristos a avut un început în veșnicie, vă încurajez în numele Lui Dumnezeu. Băieților, repădați această învățătură. E cât se poate de drăcească. În 2022, când Dumnezeu mi-a arătat că ceea ce am făcut în terapie era greșit, am investit absolut tot ceea ce eram în acea terapie, terapia Zozo. Mi-a plăcut enorm
era totul pentru mine. Să zic așa. Da, colaboram cu Dumnezeu și nu puteam să fac terapie fără să fiu într-o relație foarte bună cu Dumnezeu. Dar am intrat pe un teren, vreau să vorbesc altă dată, dar am intrat pe un teren pe care nu mi-am dat seama că e greșit. Și momentul în care în 2022 Dumnezeu mi-a spus și mi-a arătat că sunt greșit. În momentul acela știam că va trebui să leapăd tot ceea ce am făcut și să mărturisesc înaintea tuturor că am trăit o minciună, că am fost înșelat și nu mi-am dat seama. Când înainte încercam să apăr cu știința, cu neurologia, cu aparatura care o am neurologică și așa mai departe, că sunt pe drumul bun. În momentul în care Dumnezeu mi-a deschis ochii și mi-a arătat că sunt greșit și că sunt înșelat, atât de greu mi-a fost. Atât de greu mi-a fost să dau ochii cu oamenii. Atât de greu mi-a fost ca să încetez să mai fac ce am făcut. Cât am zis, Doamne, mai bine mor. Știu ce înseamnă. Să susții tare și sus un lucru pe care l-ai crezut cu toată ființa ta. Un lucru în care ai investit tu ce ești. În care ai crezut, pe care l-ai prezentat, care l-ai predicat, care l-ai mâncat, l-ai trăit, l-ai dat afară și altora. Crezând că îi duci pe oameni la mântuire și la mine, apoi să ți se spună că de fapt ești pe cale greșită. Și cum ești tu înșelat, ești înșelat și cal. Am vrut să-mi iau viață. Atât de greu mi-a fost să accept. Dar Dumnezeu... Da, scuze că sunt emoțional, dar... Dumnezeu în acel timp m-a mângâiat și mi-a spus, Iasmine, uite-te înapoi. Și să vezi că eu am fost cu tine la fiecare pas. Precum am fost cu Petru, care m-a înșelat, m-a tăgăduit. Așa am fost și cu tine. A trebuit să te las în mândria ta, ca și Petru. Merge înainte. A trebuit să las pe satana să te ceară. Așa. Și viața la care vrei să renunți, vrei să-mi dai mie, ca eu să fac ce vreau cu ea. Doar asta m-a oprit. Și am căzut înainte, Doamne, și am zis, Doamne, ai fost cu mine. Și m-ai lăsat să înaintez pe cărarea aceea doar atâta cât era în planul tău să cunosc acel domeniu medical, să cunosc înșelăciunile atât de perfide, atât de aproape de adevăr, ale celui rău și puterea lui de a înșela
și să văd inima mea mândră, înșelat și nespus de rea, ca să mă leapă de mine. Mi-a spus, uite, viața la care tu vrei să renunți, vrei să mă dai mie. Ca Dumnezeu, eu să fac cu tine, Iasmin. Ce vreau eu? Și de atunci am dat Domnul viața mea. Cum n-am mai făcut niciodată. A fost cel mai greu moment pentru mine din viața mea. La care trebuie să renunț la absolut. Tot. Numele meu, mare meu, viața mea, tot ceea ce am investit, tot ceea ce am învățat, tot ceea ce am acumulat, trebuie să renunț tot. Să le spun pacienților, acolo am greșit. Pentru mine și mândria mea, onoarea mea, numele meu, mai degrabă muream. Dar m-am mulit înaintea lui Dumnezeu. Pentru Doamne, ia tu frâiele. Eu nu rezist. N-am cum să stau înaintea oameni. Știu ce înseamnă. Să treci pe acolo. Așa că te încurajez dacă și tu, care poate vei urmări, ai crezut vreodată vreo minciună, special aceasta pe care am discutat, dar poate și alt. Că toți suntem înșelați în inimă. Când Dumnezeu te convinge de păcat, usternează-te înaintea lui. El este cu tine. El te cheamă la pocăință, El îți dă fiecare inspirație. Pentru că te iubește. El știe înșelăciunea profundă care este în inima ta. El știe înșelăciunea în care ești. El știe sinceritatea. Ești înșelat. Noi toți suntem înșelat. Suntem firești, suntem drăcești. Nu lăsa mândria te ducă la pierzare, cum a dus pe Lucifer și cum va duce pe mulți alții. Pentru că nu vor să se lepede de ei înșiși, să vin vrednici de cruce și să lase pe Hristos să trăiască în ei. Și ce dacă lumea te va bat jocuri? Și ce dacă? Te-a bat jocuri pe Hristos? Tu nu ești vrednic să fii bajocorit? Da. Chiar. Eu? Sunt vrednic iazul de foc. Ce sunt bajocorile? Că și astăzi am fost bajocorit. Și îmi spuneam, frate, tare și cu tare, niște lucruri care m-au străpuns în adâncina sufletului meu. Dar nu sunt vrednic. M-am lepădat de mine atunci. Sunt vrednic numai de cuvintele acestea care dor atât de profund. Sunt vrednic de cruce, de azul de foc. Și mulțumesc lui Dumnezeu că eu care nu sunt vrednic nici măcar să respir sau să deschid ochii. Iisus Hristos mi-a spus, Domnul mi-a spus, Iasmin, vrei să mă lași pe mine să trăiesc în tine? El, cel omil, bazjocorit, hulit, scuipat, lunat într-una de farisei, de toți bazjocorit în ultimul hal. Am învățat să tac și să sufere cu arăta, încrezându-se în Tatăl Său. Aceeași lecție trebuie să învățăm și noi. Ce aș lega?
Vrei să o înveți? Vrei să te lepezi de tine însuți? Vrei să vin apoi la ce stă scris? Și atât? La lege și la mărturie. Deci dacă nu vor vulgar, nu vor mai răsări zorile peste ei. Iisus Hristos, lumina vieții. Dacă noi nu rămânem la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, nu vom avea parte de Iisus Hristos. Dumnezeu să ne dea harul tuturor să vrem crucea. Să ne ascundem în Hristos. Să nu mai luăm seama la ce vor arunca ceilalți. Să ne ascundem în Hristos și doar la El să primim, divin. În timp ce ceilalți poate vor arunca în noi ca și în Ștefan cu piatră. Iisus merit ca eu să dau Lui tot. Și eu merit. Fiecare piatră, fiecare bat jocuri, merit. Dumnezeu să ne dea harul să privim la Hristos. Har și pace vouă și cu Iisus Hristos înainte, spre veșnicii.